Ar fi păcat. O biluță, da. O biluță. Din cauza căldurii, din cauza căldurii. Evident, numai din cauza căldurii. Pe locul 3, doamnelor și domnilor, un domn care i-a luat soției lui un vertu de 7.000 de euro de ziua ei, Irinel Columbean. Păi soție, locul 4, înțeles, scuze. Scala-ți de la 30.000 în sus, dar ce s-a zgârcit? Da. Ce, păi ăsta chiar e tupeu. Adică telefonul e 30.000 de euro. Adică e chestiune, nu mai poate omul așa, adică se gândește și el... Nu poți așa să dai, adică e o aroganță, cum ar Pune, fi? În momentul în care îți iubești, știu eu, perechea, aproapele, aparținătoarea, soția, amanta sau pe cineva, trebuie cumva să compensezi faptul că te acceptă în viața ei. Ce vi s-a întâmplat dumneavoastră, ni se întâmplă și nouă, domnul Brancu. Așa este. Și dumneavoastră ați trebuit să fiți drăguți. Da. Și dânsul domnul Irinel trebuie să fie drăguț și eu trebuie să fiu drăguț. Acum, după ce mi-am tăiat Da, după craca, buget, Conefănică. După buget, acum nu considerăm că domnul Columbean e un om sărac. A, nu. Era normală treaba ca, de exemplu, un șomer să-i cumpere lui nevastă sau un telefon de 7.000 de euro și să ceară ajutor social de la primărie. Atunci era ceva în regulă. Asta-i de film deja, dar nu știi niciodată. Mai sunt... A fost povestea aia cu Sechelariu care a cerut... mi se pare, era o indemnizație pentru concediu paternal. Păi acum niște deputați și senatori, dar se poate cere concediu de maternitate de către soție legal. Dar sunt niște deputați și senatori care au cerut cele trei indemnizații. Șomajul de după deputăție. Păi nu se poate, domnule. Adică ești deja ales și mai vrei și șomajul de după deputăție? Nu. Că la cei care s-au terminat mandatul Așa. Și n-au mai reușit să intre în Camera Deputaților sau în Senat, au cerut 54 dintre ei, au cerut să li se dea trei indemnizații compensatorii conform legii, că așa prevede legea. Dar nu trebuie să uităm că legea au făcut-o ei. Și ei și-au votat privilegii. Asta se numește un privilegiu. Atâta timp cât tu știi că ai un contract de muncă determinat, nu poți să spui că a rămas șomer din greșeală, că n-a fost un caz extrem. N-a fost un caz extrem, domnule, mi s-a terminat mandatul din cauza că s-a luat curentul, sau s-a tăiat gazele, sau e recesiune, sau a fost cutremur. Nu, ți s-a terminat mandatul și tu știai cu 4 ani înainte că ți se termină mandatul și ai avut un contract de muncă pe perioadă determinată. Și asta mi se pare chiar o inepție ca deputații și senatorii să mai beneficieze după terminarea mandatului de plăți compensatorii în 3 indemnizații, 210 milioane. Scoteți-o! Păi asta mă muncesc acum. Plus, nu sunt de acord să primească, să li se calculeze altfel pe legea specială. Orice demnitar care a fost senator sau deputat primește un 4.000 de euro pe lună pensie specială, pe lângă pensia de ce dracu de meserie o fi avut el. Și eu vreau să scoată în chestia asta. Eu zic că dacă se asimilează cei 4 ani cât te-ai muncit pentru popor, să se asimileze ca vechime 4 ani într-o muncă care ai avut-o înainte de a intra în Parlament. Profesor, avocat sau ce, medic sau ce ai fost, frigotehnist în cazul meu. Deci nu e cazul ca să își voteze tot felul de, știu eu, beneficii la care nu au dreptul. Așa să te ajute Dumnezeu. Să-mi ajute. Pe locul 3, o declarație. Am vrut să fac sex în cabina de probă, dar iubita nu a vrut. A spus asta cine? Ăsta... Honorius Prigoană. Obama. Honorius Prigoană. Ce-a zis, bă? Încă o dată. A zis... Și mă sună Honorius. Ai bre că nu știa tata chiar în halul ăsta treia să mă dai în gât. Nu știai? Bă, e un tip cu inițiativă. În cabina de probă... Deci, era în cabina de probă a unui magazin de lejerie intimă împreună cu iubita care am înțeles că e fată simpatică și îți place. Nu trebuie să-mi placă mie. Nu, era o chestie de dialog, nu contează. Ai dreptate. Lui trebuie să-i placă și îi place. Bun, mai departe. Și în timp ce fata schimba și s-arăta, ăsta micul să fierbântă, să treacă la luptă și alt an. Dar fata a zis că nu e frumos, nu e rezon acolo. Până la urmă, știi care e rezultatul, nu? Băiatul lui Prigoană a făcut sex în cabină, nu Honorius Prigoană. Dacă a făcut cu o fată într-o cabină de probă, nu-i reprobabil. Dacă făcea cu un băiat, era nașpa. De ce să fie reprobabil? Trăim într-o lume liberă. Deci am o... De ce ești discriminator? Am o problemă cu educația, totuși. Cred că l-am educat bine să se orienteze spre femei, nu l-am orientat înspre locație.
Cred că aici am avut o problemă cu locația. Am înțeles. Deci tu i-ai spus ce să facă, dar nu i-ai spus unde. Unde, da. Am spus, înțeles. Bă, băieții, nu, că nu dă bine, dar asta de ce e. Nu dă bine? Dar o să vină acum toți prietenii lui Naomi și o să spună, dar de ce dracu nu poate să fie ca noi? Da, dar Naomi e un caz ciudat. Pentru că e, el sau nici nu știu cum să-i spun, nu vreau să se supere, vrea să devină femeie. Bun, eu mă dau la Naomi, de exemplu, în vremea când era bărbat și între timp se modifică. Patru ce șmecherii a făcut? E adevărat. Nu puteam să-mi iau o fată de la început? După ce a trebuit să mă încurc eu cu un bărbat care se transformă în femeie? Asta e logică. Pă bune. Trecem la următoarea. Se pare că tot locul... De fapt, ultimele trei poziții ale acestui top, mă scuzați asta cu pozițiile... Sunt ocupată de familia mea. Oarecum. O doamnă zice că face sex oriunde, e suficient ca soțul să o privească fix. Asta o spune Ana Maria Proda. Adică, deci înțelegi? Deci nu, vine... stați un moment. Nu, nu, cred că are orgasm, nu că face sex. Adică numai să uit, bagă ochiul omului, da, și... Da, și gata, aia se topește. Deci ce când... tare e băiatul asta cu ăsta, topitul, băi, nu înseamnă că să scurge. Se scurge? Topește în sensul de... A avut orgasm. Asta înseamnă e topit după. Aha. Nu că scurge în spate, știi? Adică... E, scurgeri au mulți, e adevărat. Da, și multe, da. Despre da, asta se referea în principal chestia cu să topește. Și o cred în stare, pentru că acum și la mine, că se uită fix reghe ca am fi în vreun sfert de oră și eu-s gata. Finu are ceva în privire? Are ceva? E așa o... Dom'le, e un om educat, un băiat fin, un băiat extraordinar. Așa este, da. Ne amuzăm evident. Ne sunt dragi amândoi, dar mi-a plăcut declarația. Deci, dacă, de, oriunde ar fi, și în cabina de probă, dacă Laur s-a uitat odată așa... Da, eu cred că sexul trebuie să-l faci când îți vine. Eu cred că sexul se face după ceas. Dom'le, încă nu-i nou, mai am 3 ore de așteptat, mai stai nevastră... Da, mai stai, unde te grăbești, bă, nu vezi că mai am încă 2 ore, hai să mai tai niște lemne, să mă duc la vacă, la nevastă. Acum! Hai, da! Nevastă, nu, a venit! Nu, eu cred că chestiile astea se întâmplă în momentul în care îți vine. Deci, cum e, de exemplu, să micționezi. Dacă... Dom'le, nu micționezi după ceas, mai ales dacă ai prostată, mă micționezi când îți vine. Adică faci 10... curse la toaletă noaptea, de la un moment dat te plictisești și ție un borcăr lângă pat, zici, bă, nene, înțeleg că trebuie să-mi la toaletă, dar facem o cioacă cu alea. Da, brinesc, deci, vre, dar știi cum? De ce? Pentru că și sexul și dacă și micționatul... la un moment dat tu ești într-o ședință de parlament și nu mai reziști la un moment dat, ce faci? Cu sexul? Da. Păi îți bagi... și-l faci. Da, am înțeles. Am crezut că îți bagi picioarele în ele și plec. Dar am impresia că parlamentarii în general au problema asta, de-aia nu spun parlament. Că da, se duc și-l fac. Adevărat. Adică ei, la ei chiar merge, nu, replica funcții aia veche, că au, cum să spun, sunt în ori la ora sexuală în sensul în care îi arde o lene de nu mai pot, nu? Absolut, absolut, dar există funcții fiziologice care noi nu le putem stăpâni. Nu ne aparțin decât în foarte mică măsură stăpâneala asta. Cum e respiratul, oricât ai încercat să nu respiri, nu poți, decât câteva minute s-a dus dracu treaba, micționatul, sexul, noi ne naștem cu chestiile astea. Dacă ai observat, un bebeluș când se naște, el în primul rând respiră, fără să-l învețe nimeni, chiar dacă el 9 luni jumate n-a respirat, da, începe să țipe, respiră, își dezvoltă plămânii și primul lucru dă cu gura să mănânce. Nu, el n-a făcut cursul de... Papa, nu pot să spun sub. Da. Înțelegi, acolo deja, trecând în partea matură a problemei, în industrie, da, la acolo industrie e o artă deja. E adevărat. Păcând copilul face niște lucruri, înțelegi, exact instinctuale. Pentru că s-a născut cu ele. Și instinctul animalic, și înspre reproducerea speciei, că despre asta vorbim de fapt, e un instinct animalic care ăsta nu poți să-l controlezi, înțelegi? Și de-aia noi ne unim unii cu alții, nu noi doi. Nu, nu, perechile, nu, 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 nu. Înțelegi? Pe alte criterii decât criteriile de vrut.
că de multe ori se întâmplă cu cine nu vrei să-ți unești destinele, că nu are nicio legătură cu vreo logică. Sunt lucruri care se întâmplă în creier, sunt necesități fiziologice, care trebuie, asta e. Și degeaba încercăm să facem pe o națiune pudică, nu discutăm de sex, că părinții noștri n-au discutat, să fie sănătoși.